Bun găsit! Conform unui studiu, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de fructe și de legume. Nutriționistul Marilena Oprișanu este alături de mine astăzi și ne va da ponturi, astfel încât să introducem în dieta noastră zilnică mai multe fructe și mai multe legume. Așadar, Marilena, ce putem să facem, mai ales dacă nu prea mâncăm nici fructe, nici legume și am vrea totuși să începem să ducem un stil de viață mai sănătos? În primul rând vreau să încep prin o statistică, prin faptul că Eurostat a neanunțat că România este pe ultimul loc la consumul de legume și fructe. N-aș ști să vă zic de ce românii sunt atât de refractari la consumul de legume și fructe. Am fost surprinsă să aflu că sunt mulți români care nu cunosc anumite legume foarte accesibile din țara noastră și nu au creativitatea să le introducă în alimentație. Dacă ar fi să vă dau o recomandare, ar trebui să începem cu dreptul de dimineață. Așa, pentru persoanele care obișnuiesc să consume un bol de lapte cu cereale, aș recomanda să introducem fructe atâta vreme cât nu combinăm lapte de vacă cu fructe, ca să nu începem de dimineață cu un disconfort abdominal. Regula este să folosim un lapte vegetal, niște fulgi, semințe și putem să introducem aici fie fructe uscate, o porție care înseamnă 30 de grame, fie fructe proaspete, banane sau fructe de pădure. Orice ne place, de fapt. Orice ne place, da, atâta vreme cât facem această combinație corectă. Apoi, la prima gustare, este foarte potrivit să servim un fruct. La capitolul sucuri proaspete, recomandarea ghidurilor este să fie de 150 de mililitri și nu mai mult, pentru că cantitatea de fructoză, practic, va fi foarte greu digerată, deficat și atunci vom supra-solicita. Există un mecanism biochimic care se transformă în colesterol și trigliceride. Deci putem să bem 150 de mililitri de fresh de portocale dimineața uneori? Putem, da. Deci în cele 2-3 porții de fructe pe zi, ele sunt considerate fie în variantă proaspătă, fie în variantă deshidratată, fie în variantă congelată, fie în variantă de suc, însă cantitatea este de 150 de mililitri. Cât despre legume acum, pentru că la fel, există mese în care consumăm doar carne cu cartofi sau carne cu carbohidrați, orez, orice, sigur. Legumele lipsesc cu desăvârșit. Sigur, cartofii nu sunt în lista de legume. Nu sunt o legumă. Da, sunt o legumă, numai că în porția recomandată de ghiduri, amidonoasele nu sunt considerate ca legumele recomandate în cele 5 porții. Ca să vă dau un exemplu foarte simplu și la îndemână cum să introducem o gustare de legume, aș putea să amintesc de bastonașele de legume cu un dip. De exemplu, dacă ne facem un mix de bastonașe de legume colorat, să spunem, bastonașe de morcov, de apio, de ardei gras, de castravete, pe care să folosim într-un dip, adică o cremă tartinabilă de brânză sau un hummus sau alt pateuț pe care l-am folosit în blender, poate să devină o gustare foarte bună și la îndemână până la urmă. Și avem deja o porție de legume. Apoi, la ora prânzului, pentru proteina pe care am decis să o consumăm, fie că este pește, fie că este carne, să adăugăm o mână de salată. Recomandarea porție, ca să înțelegem ce înseamnă o porție, înseamnă cât căușul palmelor noastre unite. Atât trebuie să fie o porție de salată. În mixul de salată aș recomanda să fie cât mai colorată și cât mai diversificată. Pigmentul legumelor nu este întâmplător, pentru că fiecare ne oferă fitonutrienți diferiți, micronutrienți diferiți. Prin culoare, galben, de exemplu, conține luteină, beta-carotenul, portocaliu, care se transformă, face sinteză de vitamina A, licopenul, culoarea roșie. La fel, toate acestea au proprietăți fitoterapeutice. Verdele, care este foarte bogat în clorofilă, cu efect energizant, așa încât cu cât este mai bogată și mai colorată salata, cu atât beneficiem de această sursă de vitamine și minerale direct, fără să fim nevoiți să suplimentăm cu vitamine. În felul acesta am ajuns la prânz și am marcat deja a treia porție de legume. După aia, a doua gustare, pentru persoanele care mai au încă o gustare între mese, putem să servim fructe deshidratate sau legume deshidratate. Pentru persoanele care locuiesc la curte, chiar recomand să le deshidrateze la soare, pentru că ele vor împrumuta foarte multă vitamina D și este o metodă foarte simplă și la îndemână să ne facem un săculeț de fructe și legume uscate. Și apoi, bineînțeles, la cină, întotdeauna un sote de legume, o supă cremă de legume. Legumele pot fi atât de versatile și se combină atât de ușor cu orice
orice mâncare. Putem să mâncăm un mix de legume, dacă, să spunem, avem poftă să mâncăm o mâncare asiatică prin adăugare de, să spunem, un sos de soia, un ghimbir și un ulei de susan, avem o mâncare asiatică. Același mix de legume, dacă punem niște condimente mediteraniene, avem o garnitură mediteraneană, un ratatouille sau pur și simplu o supă cremă care o schimbăm culoarea sau textura și în fiecare seară putem să mâncăm o altă sursă de legume. Și să fim inventivi. Da. Aș vrea să revin un pic la ce mi-ai spus mai devreme cu laptele pe care n-ar fi indicat să-l consumăm cu fruct, dar iaurturile? Putem să mâncăm măr, banană sau orice fruct ne place cu un iaurt? Nu aș recomanda această combinație și mai ales de dimineață, pentru că este o combinație care va supra-solicita sistemul enzimatic. Fiecare categorie de aliment are nevoie de o enzimă specifică. Lactoza are nevoie de lactază și fructele de fructoză și atunci combinația aceasta ar putea să provoace disconfort abdominal. Ca să mergem la sigur, ar trebui să ținem categoria legumelor și separat de categoria proteinelor animale. A, deci nu, indicat ar fi să nu. Dar ne îngrașă sau doar disconfort? Este mai greu de digerat. Îți mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!